Basketbaliștii Energiei au fost primiți de oficialitățile locale pentru a primi din partea acestora, pe lângă mulțumiri și felicitări, un mic cadou pentru performanța majoră reușită în Cupa României. În sala Maura prefecturii, lotul de jucători ai Energiei și întregul staff al echipei de basket au fost primiți de președintele Consiliului Județean Ion Călinoiu, prefectul de Gorj Alin Văcaru, primarul Târgu Jiului Florin Cârciumaru și doi dintre principalii susținători, Laurențiu Ciurel reprezentând CEO-ul și Viorel David din partea Artego. Mulțumirilor autorităților le-au fost adăugate cadouri simbolice reprezentând Gorjul, cu promisiunea că recompensele financiare vor fi primite astăzi, când echipa va prezenta fanilor trofeul cucerit. Eu cred că e istorie. Istorie, nu cred că vorbim acum de sportul gorjean, nu cred că până acum și nu cred, sunt sigur că nu a mai fost adusă nicio cupă. Până acum ne bucurăm că noi am fost primii, neașteptat, pot să spun că și pe noi poate ne-a luat puțin prin surprindere, ne bucurăm, am scris istorie și acum e foarte important să ne menținem pe același drum, nu să cădem așa. Nu ne dorim asta, vrem să continuăm același drum. Laurențiu Ciurel a recunoscut că a avut așteptări mari de la această echipă, mai ales în startul sezonului, când a fost convins că și în campionat se putea obține performanțe mai mari. Basketul se joacă până la cap, am pierdut pe final foarte multe meciuri, din păcate asta a fost situația, dar băieții s-au remontat fantastic și au reușit să scoată locul 1 și 2 aproape la ei acasă, că pot să spui că ASE Softul a jucat în fața propriilor suporteri, ceea ce e o performanță extraordinară. Dacă fostul antrenor Florin Nini se bătea cu pumnul în piept că bugetul echipei nu este unul între primele 8, finanțatorul echipei spune altceva. După ce basketul a obținut un trofeu în acest an, iar la fotbal echipa Gorjului a jucat în Europa League, acum se așteaptă un răspuns pe măsură și din partea echipei de handbal. Eu pot să vă spun că Energia a avut unul dintre primele 5, poate chiar 6, poate 6, dar poate chiar 5. Primele 6, poate chiar 5 bugete din campionat. Au fost echipe care s-au clasat în fața noastră totuși în campionat cu bugete mai mici decât al nostru și pot să vă spun că două din ele sigur au fost. Însă, sigur, nu ne putem compara cu bugetul ASE Softului sau cu bugetul echipei de la Oradea. ASE Softul e de departe mult peste restul campionatului cu atât mai mare performanță. Avem obligații care decurg din participarea în Euro Challenge. Nu putem să mergem să ne facem de râs acolo. Cu siguranță pe această structură de echipă va trebui să mai aducem pe o poziție 4 cel puțin, poate încă un coordonator. Cu siguranță bugetul va fi îmbunătățit. Performanța basketbaliștilor a fost salutată de handbaliști, primul care a ținut să-i felicite pe colegii de la basket, fiind antrenorul echipei gorjene. Țin să felicit și echipa de basket, o mare performanță, câștigarea cupei. Ne-am bucurat pentru ei, pentru noi, până la urmă, că reprezintă Târgu Jiu, Gorjul. În această cauză, cred că și noi vom fi puțin datori și obligați, până la urmă, să facem la fel performanțe. Chiar dacă și acum echipa de handbal are posibilitatea de a obține o performanță notabilă în campionat, marile speranțe se pun în sezonul viitor, când președintele Maioreanu și-a anunțat intenția de a se lupta pentru titlu.